Bine ați venit în cel mai mare stat din Europa, dragi prieteni! Am ascult și face Europa. E Europa, gata! Răzval, și-o, cot Europa. Reabilitarea drumului finanțat de poporul american, peste tot pe traseu găsim aceste semne. Dacă vă întrebați ce caut pe aici, caut statuia lui Lenin. Ia priviți ce avem aici. Cum se numesc? Ciuperc piele. Bine ați venit în Cahul, dragi prieteni! Nu vă înțeleg. Dă-i parele lei dacă ai să mănânc, nu ai să mănânc. 12 ani am învățat în Moscova. Eu am lucrat în Afganistan. Afganistan, ce ați lucrat în Afganistan? Priviți ce e aici, de nedescris. Aici avem, cred că este un spital, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Aici cred că am găsit o toaletă. Da, cam așa arată o toaletă publică. Ne-am întors în timp. O altă fântână foarte interesantă, sub formă de ceainic. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați venit în Găgăuzia! Mă aflu pentru prima dată aici. Pentru cei ce nu știu, Găgăuzia este o regiune autonomă a Republicii Moldova. Iar în clipul de astăzi o să explorăm Comrat, capitala Găgăuziei. Acum mă aflu chiar la intrare. Haideți să mergem în oraș și să începem exploratul. Gata, am ajuns și în centrul orașului. Am fost nevoit să-mi iau fesul, de fapt... Sunt în a doua zi pentru că am încercat să filmez o parte din clipul în momentul în care am ajuns aici, dar a venit ploaia, s-a înserat și aici când se înserează, din păcate, este beznă, nu mai vezi nimic. Iluminatul este foarte prost, așa că a trebuit să continui aventura în Comrat în ziua următoare. Iată-ne în ziua următoare, doar că astăzi este foarte, foarte frig. Ieri aseară a nins, din câte am observat în România. Aici sunt undeva la 1-2 grade în acest moment. Dar trebuie să filmăm, pentru că mâine trebuie să ajungem în România. Până acum, din câte am văzut, aceasta este atracția principală din oraș, din capitala Găgăuziei. Rămâneți până la final, pentru că o să fie interesant. Chiar dacă este foarte frig, o să mergem și în cel mai mare sat din Europa, din câte am înțeles, Comgaz. Este pe traseul nostru, cred că o să mâncăm ceva, așa că rămâneți până la final. Iar dacă nu v-ați abonat până acum la canalul de YouTube, vă rog să o faceți, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. O să las linkul în primul comentariu sau în descriere. Astăzi, majoritar doar în provincia autonomă Găgăuzia din sudul Republicii Moldova. Găgăuzii sunt un popor mic, dar cu o istorie lungă și interesantă. Turci creștini vorbitori de limba rusă și turcă, aceasta ar fi cea mai simplă definiție pentru acest neam care trăiește printre români de mai bine de 1000 de ani și despre care se știu încă foarte, foarte puține lucruri. În prezent sunt puțin peste 300.000 de găgăuzi rămași în lumea întreagă care încă își păstrează identitatea. Popor puțin numeros, dar cu implicații puternice în peisajul politic din Basarabia, găgăuzii au fost de cele mai multe ori, fără să-și dea seama, pioni ai repetatelor campaniei de rusificare, devenind ulterior o etnie rusificată ca la carte. Ce avem aici? Cred că am ajuns la piață. Haideți să dăm o tură. Facem o scurtă plimbare dacă tot suntem aici, după care ne continuăm traseul. În această zonă sunt doar haine, haine, haine și iar haine. 200 de lei un tricou, 300 de lei o bluză. Mă gândeam că e o piață alimentară, dar nu. Aici ce avem? Lapte sau arăcet? Lapte. Cred că au pus laptele la în locul detergentul. Fructe. 10 lei kilogramul de mere, 25 de lei roșiile, 35 portocalele, lei moldovenești. În timp ce ne plimbăm pe aici și tremurăm, o să vin și cu câteva informații despre acest popor, pentru că are o istorie destul de interesantă. Foarte multe tipuri de miere de albină, acolo avem ceară. Am găsit pește uscat și creveți congelați, 15 lei legătura de salate. ...48-45 de lei kilogramul, crap, creveți. Miere de albină găsim peste tot, miez de nucă, compoturi. Priviți cât de mari sunt rodiile. Ți-e foame și ție?
Doamna vinde brânză, ouă, fasole. Da, aici este piața centrală. Acolo era doar pentru haine, lapte 25 de lei, sticla de 2 litri de lapte, 15 lei struguri, avem lumânări, miez de nucă cât cuprinde. Văd și instrumente muzicale. Auzisem teorii cum că oamenii se uită urât la tine aici dacă vorbești românește. Până acum nu este deloc așa. Rămâne de văzut pe parcurs. Cam asta este și cu piața, mergem mai departe. Oamenii nu sunt deranjați de faptul că eu filmez. Cred că sunt mult mai deranjați de frig și nu îmi dau atenție. Dar până acum nimeni nu pare a fi deranjat. Ca în toată Republica Moldova, în afara pieței, mai există o piață. Oamenii și-au întins aceste tarabe pe trotuar. Să știți că mai scrie din când în când și în limba română, dar nu peste tot. Mai mult vezi scris în limba rusă, cred că, sau în limba găgăuză. Sincer să fiu, nu știu să fac diferența. Așa, la prima vedere, parcă am fi într-o zonă de țară și cu siguranță acesta este cel mai sărac oraș în care am fost. I don't speak Russian. Nu vorbesc rusă. A, nu înțeleg. Nu înțeleg. Nu înțeleg, nu vă înțeleg. Nu înțeleg, nu vorbesc rusă. Mi-a zis domnul ceva, dar nu știu ce, pentru că nu înțeleg rusă. Cred că era deranjat faptul că filmam pe stradă. Altfel nu-mi explic. Aici avem, cred că este un spital. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Cam așa arată scările. Nu este o clădire abandonată, cu toate că așa pare. Măcar au rampă pentru persoanele cu handicap. Am găsit și aici o zonă interesantă, un parc. Dacă atât în Chișinău cât și în Cricova am găsit Alea Domnitorilor Români, găsim și aici ceva asemănător, doar că aici sunt de mai multe naționalități. Avem turci, ruși, români, găgăuzi. Îl avem și pe Mihai Eminescu, Alexander Pușkin. Fără doar ce poate, aceasta nu este perioada ideală pentru a vizita un astfel de loc, pentru că totul este mai trist din punctul meu de vedere. Dar asta este. Pentru noi așa s-a nimerit, iar această alee se termină cu această construcție care pare abandonată. Iar aici avem o universitate, Universitatea de Stat. Apariția găgăuzilor pe scena istoriei se dovedește la fel de interesantă precum destinul acestui popor. Cei care se auto-intitulează găgăuzi par a fi la prima vedere urmași ai triburilor de etnie turcă ale străvechilor oguzi, popor în esența sa migrator care sub presiunea altor triburi a ajuns la un moment dat și pe teritoriile primelor cnezate românești. Conform unor istorici, găgăuzii se trag direct din triburile turce ale selgiuchizilor. Sper că am pronunțat bine. Alte teorii de dată mai recentă susțin că sunt urmași ai pecengilor, oguzilor sau campaniilor din triburile Kipchak. Sunteți de aici? Din oraș? Da. Cum e viața aici? Cum? Eu am lucrat aici la universitate 8 ani. Ați lucrat aici 8 ani da. De zile? Da, Bășcanul nostru, primarul ăsta, prezidentul, a făcut așa, eu fac niște, nu gine cum lucrez. Am înțeles, nu... Așa, nici, nu ceaua, nu hăi să nu trage. Nici într-o parte, nici în alta. Da, ei gândesc cum copii. A, gândesc ca un copil. Da, cum copil. Și mă taie și nu ai nici serios, nici niciodată. Și stat la loc. Hai, a lăsat mă taie americani, spații. Nu, bagă-mi și trebuie. Da, sunt mulți vorbitori de limba română aici, în această zonă? Aici, la noi avem învățat pe limba moldovenă. Limba moldovenească, da. Da, pe chiriliță, bine. Dar acum se învață limba română în școală aici? Da. Se învață, nu? Da, la noi este la oraș doi colegi de rom. Cum prezidentul nostru, atât portugar. Președintele de aici, din Găgăuzi, au referit? Sau Maia Sandu din... Maia Sandu. A, de... Aici toți copii. Aici toți copii.
ei nu gândesc conceptul, eu mă vedesc și spații, e a să vii niște consultantul, să găsiți, asta e lucru. Am înțeles că Republica Moldova face demersuri pentru ca să intre în Uniunea Europeană. Ce credeți? Da. Ar fi bine? Da. Ar ajuta țara? Cum spui? Rana, 20 ani trebuie să aștepte, să străim aici, să vedem, pe urmă. Aici am ascult și face Europa. E Europa gata, razval, și cot e Europa. Rușii se face multu. Rușii fac mai bine? Da, rușii mai fac mai bine. Rușii ce aveți, care gospodărie e acolo de rușii, nici statul de Europa n-aveți. A, ce în Rusia, în Rusia nu există în Europa. Spuneți da. Că în Rusia e mult mai bine față. Ați fost vreodată în Rusia? Da, eu am lucrat în Rusia. A, ați lucrat în Rusia. Eu am învățat acolo. Eu am terminat acolo de la Moscou aspirantură. Acolo. Terminat. Ați făcut liceu acolo sau facultate? Asta eu am stat candidat ecologic naucă. Eu am lucrat aici la universitate. Eu am lucrat în Afganistan, în Turcia, am lucrat 12 ani, am învățat în Moscou. Afganistan, ce ați lucrat în Afganistan? Eu am lucrat pe ecologie. Acolo noi am găsit niște preparate, iadrochimicate, cum iadru. Și noi facem laboratorne analize. Analize de laborator. Și asta. Trebuie învățat și iadă, care iadă aici. La noi, în Găguzie, aici ești 12 catacombe care avem acolo acolo 5.000 de ton iadă, care a lăsat ruși, prin ruși. Am avut parte de o discuție destul de interesantă cu un domn care vorbea cât de cât limba română, a zis că nu a mai vorbit de foarte mult timp, el vorbește doar rusă, a studiat în Rusia, din câte am înțeles. Din câte ne spunea, are o pensie destul de bună, ar veni undeva la 650 de euro, 3200-3300 de lei. UNESCO consideră că limba găgăuză este pe cale de dispariție, motiv pentru care cred că ar trebui să judecăm mai puțin acești oameni și să nu le mai reproșăm faptul că aleg să vorbească în limba lor natală, pentru că este de înțeles. Pe de o parte, un lucru este clar, singuri nu au cum să evolueze pentru că nu au putere financiară. Dincolo de originea lor relativ neclară, găgăuzii rămân singurul popor turc de religie creștină. Chiar dacă erau inițial musulmani, odată ce s-au stabilit în Balcani, au fost influențați de Bizanț, obținând la scurtă vreme de la descălecare creștinismul ortodox. De fapt, alături de turci, tătari și ciuvași, găgăuzii sunt singura etnie din Europa care mai vorbește o limbă eminamente turcică. Bine ați venit în Comra, dragi prieteni, capitala Găgăuziei. Nici nu vă imaginați cât este de greu să filmez pe această vreme. Mâinile mi-au înghețat, gura mi-a înghețat, abia mai reușesc să rostesc cuvintele. Dar asta este, mergem mai departe. Acest liceu nu arată tocmai bine. Am ajuns la concluzia că eu nu mai sunt învățat cu frigul, pentru că oamenii din jurul meu nu tremură la fel de mult ca mine. Pensiile aici, cum sunt, mici, mari? Sunteți la pensie, sunteți pensionar, bănuiesc, nu? Eu pensie avem 12.640 de mii bani. 12.000 de lei aveți? Da, 12.640. Nu știu, eu lucrat tătăt unde, eu lucrat главный инженер, șeful, directorul, eu tătăt. În universitet, oricat, multă. Am înțeles. Atunci e bine, e o pensie, da. Pentru că am întâlnit în Chișinău persoane care aveau o pensie de 2600 de lei, de 3000 de lei. Asta e nevoia, asta e nevoia. Asta e tot, băieți, asta e tot făcut, asta e nebunie, tot făcut comuniste. Asta e comuniste făcut așa mult nebunie,
care nu-ți gândești, nu-ți gândești, nu-ți săcătești unde trage om. Da. Noastră. El nici el, nici program, nici, or, cum lucrat, cum a scris manifest Lenin, Ulianov, da, el a scris multe, multe frate. А мой остей коммунист, остей ну коммунист, это я сам подлогар. Подлогар, ну что сейчас оно подлогар? Ну да, ну это подлогар, это кори, ну гундешь, даже ну статур, кум с гундешь, пенту шесть гундешь. Спонеть, что я мой бине на интере во время коммунистов, ей гундял мой. А мой аут, гундял сау, а вел грижа де уамени. А ле, оляки мане грижа де уамени. Ei, dacă îi gândeam mai strategic. Gândeau strategic. Iar în ziua de astăzi, guvernul, autoritățile nu gândesc da. Strategic, nu gândesc pe termen lung și n-au grijă de oameni, nu? Da, asta e, cum să fie, asta e, azi net, mâine nu-i. Azi lucrez, hapă și ține zbâre, zbracă, tot ce fie. Punem buzunar și plecați de aici. Dar ați fi de acord ca Republica Moldova să unească cu România? Eu știu, pentru și amu Maia Sandu nu s-a lăsat o an, nu, jumătate de an. Pirmul se zvârle, Maia Sandu. Se schimbă, dispare. Se schimbă, ca, dar ei n-a gândit. Ei, cum să spun, el n-aveți gândul cu gospodare. Am înțeles, nu e gospodină. Спасибо, mulțumesc. Mulțumesc, спасибо. Держите вот так снизу, вот так. Да. Ok, mulțumesc frumos. Mergem spre mașină pentru că ne îndreptăm spre Congas. Am luat ceva miere de la o doamnă cu fagore, mai aveam 230 de lei moldovenești, am zis să-i cheltuim. 164 de lei moldovenești. Această bucată de miere cu fagure. Haideți să vă arăt foarte pe scurt camera în hotelul. Cam așa arată camera noastră din Găgăuzia, din Comrat. Foarte mică. Avem și aer condiționat și o pânză de paianjen. Acum o văd. Asta este. Rest este curat, curățenie. Foarte, foarte mică. Aici avem un frigider micuț, un fierbător, un mini birou, televizorul acolo. Baia arată bine, nimic de zis. Ia priviți. Un duș foarte mare. Da, baia arată bine. Pe această cameră plătim 48 de euro pe noapte. Nu am găsit nimic mai ieftin. De fapt, sunt foarte puține locuri de cazare în această zonă. Nu este un loc tocmai turistic. Ai și papuci. Cum vi se pare camera? Ce părere aveți de preț, mai bine zis? Întotdeauna în aceste zone mai sărace, mai micuțe, prețurile cazărilor sunt foarte mari. Am găsit un lac foarte mare chiar la intrare în Congas. Am oprit puțin pentru că vreau să trag câteva cadre să vi-l arăt și vouă. Din păcate sunt foarte multe gunoaie, am văzut și pe traseu. Dar clipul de astăzi nu este despre asta. Ceea ce am văzut pe traseu pot să spun că nu mi-a plăcut. Oamenii ard gunoiul pe câmp, îl acoperă cu pământ. Și când vorbesc de gunoi, nu mă refer la un sac, doi camioane întregi de gunoi aruncate pe câmp și acoperite cu pământ. Congas. Bine ați venit în cel mai mare stat din Europa, dragi prieteni. Are peste 11.000 de locuitori, din câte am înțeles. Sunt mulți care spun că ar avea peste 13.000. Oricum, undeva pe acolo și a intrat în cartea recordurilor pentru asta. Bine, acum fie vorba între noi, sunt multe astfel de localități care atunci când depășesc 10.000 de locuitori devin orășele, devin orașe. Cam așa arată o fântână. Cred că este fântână. Haideți să vedem, da? Aici văd că oamenii au început să facă lucrări. Avem trotuar. O altă fântână foarte interesantă, sub formă de ceainic, cel puțin așa pare. Priviți cât de frumos arată. O să facem o scurtă plimbare prin acest sat, dacă tot am ajuns aici. Văd că fiecare
Aproape fiecare casă are fântână la poartă. Îmi plac foarte mult aceste garduri și aici avem o fântână. Am găsit și un supermarket. După ocuparea Basarabiei de către Rusia țaristă, tristul eveniment petrecut în anul 1812, triburile tătare ale nogalilor au părăsit Buceacul și s-au îndreptat către Crimeea. Rușii imperiali care au întâlnit în premieră găgăuzii din Basarabia i-au numit inițial bulgari, deoarece migraseră din Bulgaria. Abia peste alți 50 de ani, etnografii ruși au sesizat că în cadrul așa zișilor coloniști bulgari există un grup distinct cu limbă, port și obiceiuri total diferite de ale bulgarilor. Ocupația dintre anii 1806 și 1812 a principatelor române de către armatele rusești s-a încheiat cu pacea de la București, semnată la 16 mai 1812, pace prin care Imperiul Otoman a cedat Rusiei țariste Moldova răsăriteană dintre Prut și Nistru. Faptul în sine este însoțit de un amplu proces de rusificare a Basarabiei istorice. Nu înțeleg. Nu vă înțeleg. Dă-i parole lei dacă ai să mănânc, nu ai să mănânc. Domnul nu vorbea limba română, dar ca să-mi ceară de mâncare, dă-mi dacă ai să mănânc și ia să zică. Priviți ce e aici, de nedescris. Atmosfera tipică de țară nu este cu mult diferită față de cea din satele românești, pentru că și noi avem foarte multe sate unde asfaltul lipsește, din păcate. Nu sunt oameni pe străzi, cei puțini pe care îi întâlnim ne evită, se uită oarecum dubios la noi. Bine, pe lângă asta nici nu ne înțeleg. Aici cred că am găsit o toaletă, da? Cam așa arată o toaletă publică. Ne-am întors în timp. Sunt funcționale aceste toalete. De mizerie nu mai vorbim. Dacă vă întrebați ce caut pe aici, caut statuia lui Lenin. Cronologic vorbind, găgăuzii și-au dobândit independența totală doar pentru o perioadă de 5 zile. Asta se întâmpla prin iarna anului 1906. În rest, au aparținut de Rusia țaristă, de regatul României, de Uniunea Sovietică și mai apoi de Republica Moldova din anul 1991 până în prezent. Republica Moldova cred că este singura țară din Europa care mai are statuia acestui personaj, chiar dacă ne aflăm în Găgăuzia, tot în Republica Moldova suntem. Sunt într-un parc, cred că este Parcul Central. Arată deprimant, cu toate că acolo în față văd că au fost făcute modernizări. În momentul Marii Uniri din anul 1918, deputații găgăuzi din sfatul țării se abțin de la votarea deciziei de a se reuni cu patria mamă. Istoricii spun că acest lucru s-a întâmplat de teama sovieticilor, iar cred că acest lucru se întâmplă și astăzi. Se aud câinii, ne aflăm într-un sat, în cel mai mare sat din Europa. Acum ne îndreptăm spre Cahul, așa că nu plecați, rămâneți până la final. Sunt curios ce fel arată și acel orășel. Pe lângă asta, este în drumul nostru. Ne îndreptăm către Focșani. Cred că mai mult de jumătate din drumul dintre Comgaz și Chișinău, drumul pe care l-am făcut noi, era perfect. Nou, arăta ca nou. Prima parte, cum am ieșit din Chișinău, da, era sub orice critică, nu aveai cum să mergi cu mai mult de 40 km la oră. Îți făcea mașina, uite așa. Dar după, drumul este perfect și în continuare este perfect. Perfect în comparație cu restul drumurilor din Republica Moldova. Acum, după cum puteți vedea, avem o bandă pe sens, nu avem iluminat. Asta este. Dacă acest drum este făcut cu ajutorul Uniunii Europene, drumul pe care l-am făcut din Chișinău până în Soroca este făcut cu ajutorul poporului american. Foarte multe semne pe marginea drumului care arătau acest lucru. Reabilitarea drumului finanțat de poporul american, peste tot pe traseu găsim aceste semne. Chiar nu știam acest lucru, așa că o să mă documentez puțin și o să revin cu câteva informații. Haideți că am găsit ciuperci pe marginea drumului. Bine, doamna, l-a găsit, nu eu. Luați una și arătați. Ia, ce avem aici. Cum se numesc? Ciupercă piele. Ciupercă piele. Sunt comestibile, da, nu? Da. Ele
El zice că carnea, uita, sunt într-un, el e alb. Eu nu știu, eu le mănânc, eu nu știu altă sistem, nu, dar eu le mănânc. Asta toți vadă. Ia, priviți ce ciuperci am găsit. Am oprit puțin pe marginea drumului pentru a filma aceste semne prin care poporul american se laudă că a asfaltat străzile din Republica Moldova și am dat peste această doamnă simpatică care mi-a oferit și două ciupercuțe. Bine, doamna a vrut să-mi dea mai multe, dar nu are rost. Tot lăudam drumul mai devreme. Drumul bun s-a dus, s-a terminat. Vedeți pe aici vântul ce ravagii face. Bine ați venit în Cahul, dragi prieteni! O să facem o scurtă plimbare și în acest oraș. Primăria municipiului Cahul. Puțin peste 34.000 de locuitori. Orașul se află la granița cu România. Harta îmi spune că mă aflu în Piața Independenței. Văd că avem Universitatea de Stat. Împreună cu Uniunea Europeană dezvoltăm regiunea Cahul. Ce-i drept, se vede că am părăsit Găgăuzia, diferența este vizibilă, chiar dacă și aici suntem într-o zonă săracă. Eu iubesc Cahul. Problema este că sunt 2 grade, 1-2 grade afară, este foarte frig, iar eu nu am haine de iarnă, așa că nu o să explorez prea mult timp această zonă, din păcate, dar o să revin pentru că aceste locuri din Republica Moldova au nevoie de puțin mai multă atenție și este bine să vii aici atunci când totul este verde. Când este cald. Pe lângă asta nu-mi place să fac clipurile pe fugă, să le fac de dragul de a le face. Îmi place să stau mai mult timp într-un loc, să analizez situația, între ghilimele, după care să vin cu o părere personală. Așa, în momentul în care vii pentru câteva ore într-un oraș, într-un loc, este greu să înțelegi cât de cât cum merg lucrurile. Din punctul meu de vedere, atât Comrat cât și celălalt sat ar fi avut nevoie de mai multă atenție. Eu aș fi făcut câte un clip pentru fiecare loc, dar vremea este cum este și atât s-a putut data viitoare. Am dat peste un parc foarte mare. Din nou, totul nou, modern. O flacără, glorie eternă, un alt monument în cinstea celor căzuți pe câmpul de luptă. În față avem o biserică, Parcul Central Grigore Vieru, așa se numește acest loc. Iar aici în față îl avem pe Ioan Vodă, a domnit între anii 1572-1574. Grigore Vieru, la loc de cinste în acest parc. Cu siguranță vor fi crocodași în comentarii, dar acolo unde vin ajutoare de la Uniunea Europeană, lucrurile se schimbă. Absolut toate orașele, toate locurile, satele prin care am trecut, care au beneficiat de ajutor din partea Uniunii Europene, arată altfel. Transformarea este vizibilă. Bineînțeles, câinii vagabonzi nu lipsesc. Văd câteva mese, se poate juca, tenis de masă, șah, se poate face sport. Vreau să mai adaug un lucru înainte de final, pentru că acesta este ultimul clip din Republica Moldova. Va mai veni unul sâmbătă sau duminică, dar este din Transnistria. Acolo este o altă poveste, o să vedeți în acel clip. Ce vreau să vă zic, că pe parcursul incursiunii în Republica Moldova, am întâlnit foarte multe persoane, foarte mulți oameni ipocriți, pentru că îmi spuneau că era mai bine pe vremea comunismului, e mai bine cu Rusia, dar în momentul în care îi întrebam cum ajung în Europa, dacă le este greu să ajungă în Europa, spuneau că nu este greu, au pașaport de România. Nu știu ce să zic, mie mi se pare puțin ipocrit, sau erau mulți care spuneau că e mai bine în Rusia, se trăiește mai bine în Rusia, dar aveau copii la muncă în Europa. Nu știu cum vedeți voi lucrurile, așa că nu ezitați să lăsați părerile mai jos în comentarii. Cu privire la Rusia nu pot să mă pronunț pentru că nu am ajuns acolo până acum. Îmi doresc să merg să vizitez și acea țară, să ajung și prin satele din Rusia. Sper ca în viitorul apropiat acest lucru să fie posibil. Cred că o să închei acest clip aici. Nu a ieșit tocmai cum mi-am dorit, pentru că la început am avut un anumit scenariu în minte, dar nu de fiecare dată îți iese. Ce am găsit la fața locului nu s-a potrivit.
dacă pot să spun așa. Urmează să ajungem în România, nu o să rămânem foarte mult timp. Acum nu știu dacă o să filmăm ceva și acolo. Dacă vreți să vedeți 1-2 clipuri din România, să lăsați mai jos în comentarii și vedem, poate filmăm ceva și acolo. Încă nu știu care va fi următoarea destinație, nu știu dacă o să mergem la zăpadă sau la plajă, rămâne de văzut. Am o destinație în minte, sper să se concretizeze. Vedem, acestea vin spuse, eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final, pentru că v-ați abonat la canalul de YouTube, dar dacă nu ați făcut-o, vă rog să o faceți, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, de aici, din Cahul, numai bine!